Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă v-am făcut să zâmbiți un pic în dimineața asta, ne bucurăm foarte mult. E vremea să vorbim și ceva așa mai serios despre școală, despre școala la privat sau la stat, pentru că am văzut o anchetă de la educațieprivată.ro care spune așa, că în timpul pandemiei mulți părinți au decis să-și mute copiii de la stat în învățământul privat. Educație, publicația mai precizează că, deși autoritățile nu au făcut publică până acum o statistică a transferurilor din școlile de stat către cele particulare, fenomenul a fost vizibil pentru cei implicați în sistem și pe rețelele de socializare. Adică părinții au spus, nu mai pot, îl mut la privat. De unde și întrebarea pentru voi, prieteni, în dimineața asta? Școala la privat sau la stat? Unde e copilul acum la școală? La privat sau la stat? Ce ați făcut cumva schimbarea? A făcut cineva schimbarea în perioada asta? Adică a trecut de la stat la privat? Care sunt diferențele? Cum e într-o parte în alta? Cât costă? Vrem să știm și noi cam cât costă. Nu e nevoie ca de obicei să ne dați nume, dar vrem să știm. E mai bine? De ce e mai bine? Sunteți dezamăgiți? Poate că e cineva care a fi făcut schimbarea inversă. Adică să fi încercat să-și ducă copilul la o școală privată și după un timp să fi spus, bă, știi ce, de fapt, poate că nu e așa șmecherie cum credeam, și să-l întoarcă la stat. 0372069599, numărul nostru de telefon, ne-ar plăcea să vorbim chiar acum, dacă avem pe frecvență astfel de cazuri, sunați-ne și spuneți-ne cum e. Mesaje la 0728-3D1-3D2. Asta e subiectul. Sunt și eu curios. În timpul pandemiei... Nu sunt mulți, adică sub 2% din elevii din România învață în școli particulare. Adică proporția este destul de mică. Și dar, costurile sunt destul de mari. Da, pot ajunge... Uite că nu știu la cât e, dar înțeleg că e vorba de mii de euro, pot fi mii de euro pe an. Da. Păi și care-i, mă, cât e? De ce e atât de... Păi nu, dar în pandemie... Bun, adică tu de ce nu-i dai, mă, la privat? Că n-am bani. Doar de asta? În primul dacă rând, ai avea? Dacă aș avea, aș fi, da, clar. Păi muncește mai mult, mai ai un job. Are nu doresc chiar atât de mult să la școala privată. Să se descurce tată, că nici eu n-am făcut școală privată. Hai să vedem, uite, că ne-au sunat deja prietenii noștri. Rareș, bună dimineața. Neața, Rareș. Bună dimineața. Salut. M-auziți? Da, sigur că bine. Noi am doi copii, am mutat la școala privată și să știți că era o problemă cu programul, pentru că aveam unul de dimineață, unul după masă, era foarte greu. La stat. Practic infernal, la stat, infernal. Dar am o fetiță în clasa a și un băiețel în clasa a 6-a. Asta băiat. Și nu mai puteam, nu mai puteam. Sacrificii, mai multe, muncă mai multă. Costul nu este mic, dar au toate condițiile. Credeți-mă, când am văzut școala, exact m-am văzut în 90, când eu aveam 14 ani, filme prin America, exact așa arată școala. În ce oraș? În ce oraș ești? În Brașov. Bun, acum am o întrebare. De fapt am două întrebări. Cât costă pe an, da, școala pentru unul dintre copii? Deci, ca să fac o comparație, noi plăteam engleză intensiv pentru copii extrașcolar de la, da, meditație. Stat, da? Așa? Nu, era o școală separată, da. Da, separată. Plăteam în jur de 1000 de lei pe lună de copil. Făcea intensiv. Da. Da? Aici face intensiv 7 ore sau 8 ore pe săptămână engleză. Da. Sport face cum trebuie, au condiții foarte bune, profesori foarte buni. Și plătesc în jur de 800 și ceva de euro pe lună de copil. Cu tot, cu mâncare, cu tot, la ora 5 iau de la școală. Cost numai cât e școală, plătești și în vacanțe? Sistemul este cu vacanțe mai mici, adică mai, sunt mai multe vacanțe pe perioadă mai scurtă, dar tot la ora 5 iau, stau la școală. Am adică înțeles. Fac ore, fac cursuri extra, fac activități, fac tabere, fac, este senzațional. Am înțeles. Mea. Deci undeva pe la 20.000 de euro pe an ar fi, nu? Cam pe acolo s-ar duce. Da. Da, okay. Dar muncim mai mult, pentru asta facem. De asta mă trezesc dimineața la 5 și ajung la 8. Întrebare, când puștiu, mi-ai spus, te întreb de puș care era, acum e în clasa 6-a, nu? Da, da. Și el a trecut când era într-a 5-a, adică s-a dus acolo într-a 5-a, da, sau într-a 6-a. Da, da. Dar cum a fost trecerea, adică a fost, cum a primit el schimbarea asta?
Știți cum i-am mutat? Am avut o cunoștință care l-au mutat și știți cum lumea spune, domne, nu-l duc la privat, că nu se face școală, doar să plătești, că sunt fițe, că ăla... Nu. Eu muncesc foarte mult și greu cu soția împreună și am avut un prieten care și-a mutat copilul și a zis, domne, sunt foarte mulțumit, foarte fericit, copilul merge de drag la școală, are note mai bune, adică promovabilitatea școlii este de 80-90% spre licee bune. Adică e o școală bună. Nu este o școală în care doar ai condiții bune, plătești și să ții copilul, să nu-l ții în altă parte cu condiții puțin mai... joase, nu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru explicații, foarte interesant. Mulțumim, Anca, bună dimineața! Bună, bună dimineața, să rămână! Bună dimineața! Da. Care e situația ta? Ai făcut schimbarea? Eu am mutat, da, în plină pandemie, am mutat copilul de la o școală privată la o altă școală privată, aha, pentru că ne-am trezit că învățătoarea a plecat, a venit o altă învățătoare fără experiență, nu că tot pornim de undeva, dar la 18 ani să ai 19 ani să poți educa copiii, cred că trebuie să ai parte de un training, așa cum avem și noi. Și ăsta n-a fost așa un semnal cam prost? Adică de gândeai, băi, oricum plătesc, oricum ar trebui să fii. Exact, a fost un semnal prost. Am mutat-o la o altă școală. Eu nu am, noi nu am cunoscut sistemul de stat decât prin intermediul prietenilor care au copii în sistemul de stat. Okay. Ce pot să spun despre sistemul privat este că este un sistem diferit de cel de stat, în sensul că sunt mai puțini copii, că într-adevăr atenția pentru copii este mai mare, dar funcționează după aceeași programă, după același după sistemul românesc. Da. Poți să te mai întreb ce, uite, am o întrebare diferită de predare. Da. Anca, am o întrebare legată de durata educației. Adică în momentul în care îți dai copilul la școală, tu înțeleg că ți-ai dat copilul din clasa 1, practic, nu? Adică din clasa pregătitoare. În clasa pregătitoare. Din clasa 3-a. Și ți asumi că vei putea să-l susții financiar, sunt niște costuri. Poate că în momentul ăsta le poți suporta, dar te-ai gândit, puteți să le suportați 12 ani la rând? Dacă cumva, că se întâmplă, nu trecem prin recesiuni, afacerile merg, nu merg, mă rog, sunt variații, dacă cumva peste 6 ani, 7 ani, 8 ani, descoperiți că nu mai puteți să plătiți școala privată și va trebui să-l întoarceți sau să-l dați la școala de stat. Ți-ai pus problema? Ne-am asumat asta, da, ne-am pus această problemă, ne-am asumat asta. Noi avem o relație foarte deschisă cu copilul nostru, cu fetița noastră. Știe că împreună lucrăm ca ea să aibă parte momentan de o educație într-un sistem privat. Știe în același timp că, da, s-ar putea la un moment dat să nu mai putem face asta. Are în același timp libertatea, dacă vrea să meargă din clasa a 5-a la o altă școală, însemnând o școală de stat, sau în clasa a 9-a, este liberă să aleagă. Inclusiv școala, când a mers să alege școala, a mers cu ea, iar cuvântul ei a contat. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Încercăm să luăm mai multe telefoane. Mulțumim, Anca. Dragoș, bună dimineața. Salut, Dragoș. Neața. Bună dimineața. Da, te ascultăm. Care... Da. Eu sunt, fac parte din categoria de părinți care a încercat la privat și a renunțat. Ok. Am un băiețel de 4 ani acum. De 4 ani. Am căutat, încă de când avea un an jumătate, grădiniță privată sau creșă, la momentul respectiv, în Iași. Am încercat să mergem la toate grădinițele la momentul respectiv. Eu cred că e o diferență totuși între creșă sau grădiniță privată și școală, nu? Oricum, dumneavoastră. Ce încerc să vă zic este că am mers la peste 10 grădinițe la momentul creșe, la momentul respectiv. Nu am reușit să mă scriem. Că nu era loc sau ce? Că nu era loc. Nu știu dacă pot dau nume, aș prefera să nu. Am fost la o creșă de prestigiu unde sunt foarte mulți bogătași din zonă. Așa. Era ziua porților deschise. Am vrut să depunem dosarul, ni s-a făcut un punctaj. Și concluzia a fost că trebuia să înscriem cu minim 2 ani înainte ca să putem să... Asta, la o grădiniță, la o creșă privată, da, sau de stat? Privată, la, privată. Da, privată. Da. Bun, am înțeles. Mulțumesc, Dragoș. Mai avem doar 2 minute. Hai să vorbim și cu Anca. Bună dimineața! Bună, Anca!
Bună dimineața, din București vă sun. Ne rugăm. Bună. Am trei copii, cel mare este la liceu în sistem de stat, cel mijlociu, mulțumesc, cel mijlociu l-a mutat în clasa 5-a de la stat la privat. Okay. Suntem foarte mulțumiți. Iar cea mică este la grădiniță, tot privată. Și ăla mare nu se uită urât? nu se uită urât, dar cu el am avut experiența statului complet, adică de la clasa pregătitoare la clasa 9 acum, și ne-am dat seama că nu vom mai rezista psihic și cu cel mijlociu să facem același lucru. Dar de ce? Care e problema cu rezistența psihică? Adică ce? La ce te referi? Trecerea de la clasa 4 la clasa 5 în sistem cu mai mulți profesori și totul făcut online a fost o glumă bună în cazul nostru. Profesori care tipau în online că din cauza copiilor li se închid lor sesiunile, nu știau să folosească partea asta tehnică, orele nu se susțineau decât poate în procent de 50%. Foarte greu ca adaptare de la trecere de la învățătoare la clasa a patra la gimnaziu. Ești mulțumită de ce învață copiii în sistemul privat acum, de cum învață? Da, este foarte mare diferență. Poți să întreb și de costuri? Da, cam 4.000 de lei pe lună. Deci, pentru amândoi. Ești tot 800 de euro. Unul singur. Unul singur. Da. Ești tot 800 de euro și în București. Mulțumesc foarte frumos. Sunt bani mulți. Pentru... Da, sunt bani mulți. Întrebarea mea asta e. Bun, eu nu sunt în situația asta, știți foarte bine. Întrebarea e, ce faci? Îți asumi că poți să faci asta 12 ani, 8 ani? Măcar 8, că să zici că la liceu poți să revină la stat. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.